tu îți faci droguri? Ți? Dă din cap, da sau nu? Ora 11 și 40 de minute. Echipajul SMURD primește o solicitare pe strada Agricultori la un pacient de 41 de ani. În 5 minute, ambulanța ajunge la caz. Pompierii salvatori se aflau deja la adresă și acordau primul ajutor bărbatului. Am fost solicitați la un pacient în vârstă de 41 de ani, cunoscut cu toxicomanie la heroină. Deci, cine știe ceva despre domnul? Dumneavoastră, pregătiți-vă să vă aici pe ești domnule consumator de heroină? Cred, nu, dar e băută. Dar e cineva care poate să ne spună ceva? Stai, acum și-a făcut heroină sau a băut alcool? Acum nu știu că e drogat, că e beat, nu știu, să de aici și așa că tu jos și l-am băgat în casă, uitați-i haina, albii aia, unde am. Bine. Doctorul Florența Iancu se interesează de istoricul medical al bonlavului. Nimeni nu știe însă amănunte. Vorbea pe scara blocului cu un alt bărbat. Dintr-o dată s-a prăbușit fără suflare. Oamenii au sunat imediat la 112 și au anunțat ce s-a întâmplat. L-au luat în casă și au așteptat ambulanța. Nu pot spune despre el decât că a ieșit din penitenciar în urmă cu câteva zile. În plus, se pare că a consumat și o cantitate însemnată de băuturi alcoolice. Pacientul a încesat antagonizarea opioidului, fiind cu supradozaj de heroină și etilism acut. Consumul de droguri se pare că l-au făcut pe bărbat să-și piardă mintea. Echipajul SMURD a reușit să stabilizeze starea pacientului. Florența Iancu încearcă să discute cu bărbatul și să afle cât mai multe detalii. Mă auzi? Alo? Unde era căzut jos? Unde? Aici, în fața ușii. În fața ușii dumneavoastră? Da. Desigur, așa l-ați găsit căzut? Nu, i-am vorbit puțin plin și odată a căzut jos. Mi-a zis că s-a liberat de vreo 2-3 zile de la pușcărie. A crezut că a căzut în canal. Are piciorul rupt. Unde? Pe drept. Ce faci? Bună seara. Bună seara. Mă auzi? Tu îți faci droguri? Ți? Dă din cap, da sau nu? Nu. Dar ce ți s-a întâmplat? Ai bătut cineva? Nu. Ai băut? Auzi, îmi strâng jucările, nu mai de-a ai consumat bar. Alcool? Da? Heroină ți-ai făcut? Dă din cap, da sau nu? Nu. Dar ți-ai făcut un drog? Mă auzi? Din cap. Medicul suspectează că a consumat heroină. Prezintă toate simptomele unei supradoze de droguri. Pacientul nu recunoaște nimic. Avem un pacient în vârstă de 41 de ani cu supradoză de opioide și etilism acut. Un spital de destinație, vă rog. Bună seara! Recepționăm, mulțumim! Bărbatul este imobilizat pe targă și transportat în ambulanță. Este dus la spitalul Floreasca. Ne deplasăm împreună cu pe APACHE la spitalul Floreasca. În 5 minute, pacientul ajunge în unitatea primiri urgențe și este predat echipei de gardă. Va rămâne internat pentru investigații și tratament. Actual, pacientul este echilibrat respirator și hemodinamic și necesită internare pe secția de toxicologie. Drogurile și alcoolul l-au adus în fața morții. A avut noroc. Echipajul SMURD a ajuns la timp și astfel viața i-a fost salvată.